Avem noroc de fiici câți buni și ne mai ajută ele, acta cu medicamente, cu... mai ajută ele. La o viață din pensie îi veți cunoaște pe soții Petru și Ioana Burlacu din raionul Cahul, care au crescut tocmai 9 copii. Au muncit din greu pentru ei și pentru o bătrânețe ușoară, iar acum împart la doi nici măcar 5.000 de lei lunar. Plătim o slujire și pe urmă întindem. Când eram tânăr, mă gândeam că să ajung bătrân, să ies la pensie și să mă hodinesc. Dar cam nu e așa. După pensie, tot trebuie să muncești. Întreaga poveste a soților Burlacu aflați doar la o viață din pensie. Bine v-am găsit la o viață din pensie, un proiect în să învăța. Când eu... Și am lucrat acolo până la grădină, până m-am măritat din 19 ani. Dar câte clase ați învățat dumneavoastră? 4 clase. Și gata? Și gata. Și pe urmă la lucru. După ce v-ați măritat, ce ați lucrat? Tot am lucrat în sofoz. Sofoz era atunci. De acum nu era colhoz, dar era sofoz. La tutun sau la... Nu era tutun la noi, la prașă păpușoi, norme. La... Norme avem. Pe urmă încoași de acu, tot la deal lucram, dar când de acu avem nou copii și nu era nea tare greu, eu avem un naș tare bun și vine și se uita la mine. Cum alerg și fac. Că vă este greu. Când este greu și spune, Hinu, eu am scat un lucru ușor. Ei, zic, dacă pot, scapem, dacă nu. Și apoi el acolo a vorbit cu Zavet și cea și m-a vrut la grădiniță să fac curățeni. Câți ani ați lucrat la grădiniță? 19. Până la pensie? Da, dar la pensie am ieșit pe copchi. La ce vârstă ați ieșit la pensie? De-aia că nu mai sunt. Pe 92 ani ești la pensie. Dar după pensie ați mai muncit sau nu? Sau a stat acasă? Am mai lucrat pe urmă Voan, dar pe urmă a stat acasă. Tot la grădiniță? Da, la grădiniță am mai lucrat Voan. Doamna Ioana, dar salariul pe care îl primeați atunci dumneavoastră, avem... vă ajungea? Ei, ne ajungea.
Dar ce salariu primeați? 70 de rubli. 70 de rubli? Și ce făceați cu 70 de rubli? Ei, și fășim că atunci lumea nu crede în bani așa ca cum acum. Dar, păi, oricum, trebuia să trăiască din ceva. Păi da, trăiem, că avem, spun că vași, oi. Și cu banii care primeați, ce făceați dumneavoastră? Mai luam la copchii din călțat, din îmbrăcat. Când duc eu la școală, trebuie să le luăm forme. Și trăiam. Mai lucrau și copchii când pe balta aici era patlajelii. Și apoi fă și o brigadă pentru copchii și mai lucrau și ei. Trăiam. Și era să facem. Nici atunci nu mai ajungea salariul. Nu. Dar prețurile erau alte. Erau mai ieftine, dar care erau, n-aveau așa mulți copchii, era mai ușor, dar noi dacă avem mulți, tot nu s-a ajunge. Părinții nu vă ajutau? Părinții nu. Erau bătrâni. Nu putea să ne ajute. Mi-a spus mai sus că aveți 9 copii. Băieți, fete? 6 fete și 3 băieți. Să fii sănătoși. Mulțumim. Dar unul ne-i mort. S-a dus la lucru în Ivanova și ce-a făcut acolo? Capul. Ochicat, nu știu ce-a făcut. Dar el a fost la cocier, spun că el de acolo a fost. L-a rănit. Conflictul din Transnistria când a fost. Da. În schinare a fost rănit la cap. Și cred că de la și ei s-a tras. Dar cum v-ați hotărât, doamna Iona, să aduceți tocmai 9 copii? Dacă atunci așa era. Nu v-ați speriat că nu. Vremurile sunt grele? Nu ne-am speriat, nu. Nu să aveți cu ce hrăni, nu să aveți cu ce îmbrăca? Nu ne-am speriat. Ce era să facem? S-a născut, gata ei. Că tot da Dumnezeu atât? Tot da, da. Dar nepoți? Da, nepoți, nici nu-i țin minte câte am și strănepoți. Ei toți se nasc și strănepoții. Și nu știți câți nepoți aveți? Da, nu mai știu și nici. Aveți strănepoți? Avem. Și îi cunoașteți pe toți? Da, cum? Vin la bunica, la străbunica. Vin. Da, copiii sunt aici în țară, sunt cu dumneavoastră în sat sau sunt plecați? Nu, sunt plecați toți. Toți sunt plecați? Toți plecați. Unde, în ce țară? Numai o fată avem la Cahulu. Lucrează educătoare la grădiniță. Dar ceilalți unde? Dar ceilalți avem și în Italia, și în Rusia, și în Belgia, și... Olanda? Olanda, știți de acum. Peste tot? Peste tot, plecați. Ei nu le-a plăcut viața la sat aici. Trebuie să prășească, trebuie să... S-o și acolo stresul. Muncesc. Muncesc, dar au venit de la lucru și e liber. Dar noi și muncem și acasă fășem și spălam noaptea și coșem pâini și... Așa era. Acu' e alt timp. Doamna Iona, cât de greu este unei mame să crească 9 copii și acum la bătrânețe ați rămas singură cu soțul? E greu. Ne gândim și noi la dânsii, să fii sănătoși. Ne mai sună acum că acum. O ieșit să sună. Bine că mai este internetul. Da. Și ne mai vedem și pe telefon, așa, pe internet. Dar v-ați gândit dumneavoastră vreodată că... Că o să pleci, nu. Nu ne-am gândit. Credeați că la bătrâneță o să fie lângă dumneavoastră? Da. Dar ce e important pentru dumneavoastră? Copiii să fie lângă dumneavoastră sau lor să le fie bine și să poată să vă ajute pe dumneavoastră? Ei, și lor să le fie bine și să nu fie chinuiți cum am fost noi. Tot o leacă Europa, acolo e mai bine de trăit. Că mușesc, da, e bine de trăit. Și să răsplătiți? Să răsplătiți, da. Noi cât am muncit, nu eram răsplătiți deloc. Vreau să vă întreb dacă copiii vă ajută, doamna Ioana. Ei,
care poate mai trimite și el ceva, care nu poate, dar noi nu îi impunem. Noi încă eu te mai putem umbla pe chișoare. Care vrea să trimite, trimite. Care nu, eu nu le impun, că știu că are copii. Și acum viața e altă viață și... E și spun eu, dă-mi. Nu șer. Doamna Iona, vorbeați de tinerețe, vorbeați de anii munciți pe deal. Când ești tânăr, nu te mai gândești că o să ajungi la bătrânețe. Da, dumneavoastră, da. Vă gândeați la asta sau nu? Nu mă gândeam niciodată ca să ajung, să nu pot merge, să nu... Da, eu am fost de acum o loagă, nu mai putem să mai merg deloc. Și m-a luat fata la... Fiecare m-a luat la Italia. S-a stăruit, ei lucrau la stat și ne-a făcut operații la amândouă genunchile. Tot cu ajutorul copiilor? Da, dacă ele mă vedeau de acum că eu nu mai pot nici să merg nici. Dar după ce i-ați pus pe toți copiii la casa dumneavoastră, vă gândeați că o să ajungeți la pensii, o să vă odihniți, o să primiți pensii? Ei, sau la ce vă gândeați? Ne mai gândim ca să ne mai odihnim, ca să... La... Că asta, că da. La lucrul ăsta mulți pensionari se gândesc. Da. Au muncit o viață, o să ajungă și o să se odihnească. Da, nu. Este așa sau nu? Este. Dar nu, tot una nu te odihnești. Dar de ce? Ea ca este prășitul, ea ca este culesul la ei, ea ca culesul. Și nu te odihnești. Dumneavoastră la 83 de ani și cu operații la ambele picioare mergeți la lucru? Acasă. Acasă? Acasă, prin grădină, dar păi... Și să lăsăm buruianul să crească, nu putem să-l lăsăm. Păi, dar unii odihnă cei la care vă gândeați dumneavoastră? Păi unii. Când a să murim, a să ne odihnim. Atunci ne odihnim. Așa e viața omului. Muncește da, până... Da, și până urmă nu e nică și să duci. Așa e. Domnul Petru, bine v-am găsit și pe dumneavoastră. Bine ați venit. Vreau să vă întreb ce vârstă aveți. De grabă 88. Mulți înainte și multă sănătate. Mulțumesc. Unde v-ați născut dumneavoastră? În satul ăsta, în satul Chircani, raionul Cahul. Aici unii și soția? Aici unii și soția, da. Ce ați muncit la viața dumneavoastră? Când eram tânăr, de la 14 ani, am lucrat la Porsche. La ferma de Porsche? La ferma de Porsche. Pe urmă, am lucrat și la ferma de vaci. Până m-a luat în armată. După armată, s-a înființat la noi aici, în raionul nostru, o organizație care am făcut asușenii. Bălțile am făcut asușenii, pe urmă am făcut arășenii. Am lucrat din 60 și până în 90 într-o organizație. Am lucrat ca gazosfar și cum se numea înainte, acum se numește studer. Dar ce salariu primeați? Of, ca să spun așa... Până la pensie. Până la pensie primeam și 350
și 700 de rubli primeam. Primeam salariu bun. Ce făceați cu banii? Pe ce îi cheltuiați? Pentru copii. Familie? Pentru familie, pentru copii. Una, dar a doilea am făcut o mare greșeală, că am strâns bani la... Cnișcă, la cnișcă, cum se zice. I-ați pus la banc? Da, și apoi banii și i-am pierdut toți. Cât ați avut atunci? 37.000 de rubli. Și n-ați primit nimic? Am primit odată 100 și 1000 și ceva și anul trecut iar 1000 și ceva din 37.000 de cele care le avem. Atât ai tot? Atât ai tot. Tinerețea este frumoasă. Vreau să vă întreb dacă vă gândeați că o să ajungeți la pensie, o să ajungeți la bătrânețe? Mă gândeam. Când eram tânăr, mă gândeam că să ajung bătrân, să ies la pensie și să mă hodinesc. Dar cam nu e așa. După pensie, tot trebuie să muncești. Dar de ce? De ce nu stați în fața televizorului să vă odihniți, să ascultați radio-ul? Mai stăm noi așa când avem când, da? Mai mult trebuie să muncim. Ia că am agarod, bașeia, trebuie să te duci să muncești. Că dacă n-ai să muncești, nu poți trăi. Domn Petru, da, dumneavoastră spuneați că o să ajungeți și o să vă odihniți, dar dumneavoastră nu vă gândeați că o să ajung la bătrânețe, o să ajung la pensie și o să-mi fie greu că nu o să am cu ce mă întreține, cum o să fie timpul de atunci? Nu vă temeați? Atunci nu ne gândim. Când eram tineri, nu ne gândim. Atunci ne gândim numai la așa. O să ajungeți? Să muncești cinstit, să fii sănătos, da, cu la bătrânețe. Să ajungi la bătrâneți și la pensie. Dar cum va fi la bătrâneți, nu v-ați gândit? Nu ne gândim. Nu. Ce pensie aveți dumneavoastră? 2500. Ai mult, ai puțin? E puțin. La ce va ajunge pensia dumneavoastră? Nu la ce ne ajunge. Ne ajunge. Cumpărăm medicamente. De mâncări mai cumpărăm câte ceva. Dar cel mai mult la medicamente. Cât din banii dumneavoastră, din pensia dumneavoastră, se duce pe medicamente? Se duce. În fiecare lună, câte 1000 de lei se duce. Dar dacă te mai duci la un spital undeva, ca acum am fost la Toma Ciorbă, de acum de 2 ori, în spinare aici am operație, aici. Și la genunchi am operație. Apoi tare mulți bani trebuiesc. Fără bani nu faci nimic. Fără bani nu faci nimic. Da, păi sunteți la pensie. Știu că pensionarii sunt asigurați. Asta numai pe hârtie. Cine cu banul la dumneavoastră în familie? Soția. Ei cap familie. Pensia dumneavoastră se duce la soție? Da. Ea e contabilă la familie? Ei contabilă. Domnul Petru, vă văd că sunteți în baston. Vreau să vă întreb dacă mai aveți puteri să mai faceți ceva prin ogradă, să munceți, să... Fac. Prășesc ea ca lepăt bastonul, eu sapa și prășesc în vie. Dacă e nevoie? Dacă e nevoie, da. Nu are cine să vă ajute acum? Ei, ce să facem, dacă trebuie. Puteri mai sunt? 30% au mai rămas puteri. 70% bateria s-a descărcat. 70% s-a descărcat bateria. Cu ce încălzeți iarna casa? Iarna? Cu lemne. Cu lemne. O parte din lemne le-ați cumpărat? Da. O parte din lemne de-amua am cumpărat. Și cât e metru cub? Metru cub e 1200. Un metru cub e 1200 la noi. Anul trecut cât era? Anul trecut era mai 1000, dar mai în sărți era 800, cu 3-4 ani în urmă. Dar cu 1200. Vreau să vă întreb, cine plătește facturile? Pentru lumină, pentru gaz? Baba-i cu... Soție, ei cu... Cu achitarea? Da. Mergeți la poștă? Da, mergem la poștă, da.
mergem la poștă. Pe lună cât plătiți pentru facturi? Pentru televizor, pentru lumină, pentru gaz, undeva 1500 li dăm. Li dăm. Pentru cât mai e gunoiul, pentru 1500 merge pe lună. Aproape pensia soției? Aproape, dar ce să faci? Dumneavoastră, acum sunteți la pensie. Dumneavoastră, vă simțiți un pensionar fericit aici, în Moldova? Nu. De ce? Pentru că e puțin pensie. De atâta. Nu. Dar ce v-ar face fericit, domnul Petru? Nu știu ce aș face. Să fie o pensie mai bunișoară, așa, măcar. Mai bunișoară cât? E, măcar de la 2500, măcar să fie la 5000 să fie o pensie și tot ar fi bine, mai bine. Cum vedeți viața care o aveți dumneavoastră acum? Viața acum e foarte fericită, foarte bună. În ghilimele? În ghilimele, da. De ce? Păi, pentru că acum este toate celea. Numai un lucru nu-i. Banii ăștia să fie mai... S-ar fi mai bine, dar așa. Ce să facem? Ce-ți dorești cel mai mult acum un pensionar, domnul Petru? Ce-aș dori? Să trăim mai bine. Măcar la bătrâneță. Și doctorii mai atenți cu noi. Da, așa. Nu sunt chiar așa atenți doctorii cu noi. Da, întâi plătim o slujile. Și cine rămâne de acum noi, facem așa că să ne ajungă până la ceilalte lume. Am apucat și foame și suntem învățați să răbdăm. Pregătiți și dimineață și la amiază sau pregătiți dimineață și vă ajunge de... Dacă gazul s-a scunchit, noi facem pe dimineață și avem și seara. Mai facem economie. Avem noroc de fiici câți buni și ne mai ajută ele, acta cu medicamente, cu... Ne mai ajută ele. Nu dacă atunci așa era. Mântuiei patru clasă și la lucru. Că tata ne spunea, n-ai și sta acasă. La grădin. Venim cu un mic ajutor pentru dumneavoastră. Vă mulțumim. O sumă de 5.000 de lei. Mulțumim frumos. Zic așa, îl beți, una din voi rămâne aici pe divan și el altul duce în partea și el altul. Satul nostru a morat cu totul altfel decât cu moriștile astea tăle. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, poate. Hne. Vântule, Maria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun băut din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi, ca să mulțăm numără de tâmpiți pe fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații.
Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții, ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când să împlinesc eu vreo 80 de ani, o să întrem o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova. Revenirea acasă în fiecare duminică de la ora 20 la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. La o viață din pensie îi veți cunoaște pe soții Petru și Ioana Burlacu din raionul Cahul, care au crescut tocmai 9 copii. Au muncit din greu pentru ei și pentru o bătrânețe ușoară, iar acum împart la doi nici măcar 5.000 de lei lunar. Am dus de la 14 ani la lucru, era la noi grădină în baltă și ne strânge toți, care îi mântuiam școală, 4 clas. Vreau să vă întreb dacă copiii vă ajută, doamna Ioana. Care poate mai trimite și el ceva, care nu poate, dar noi nu îi impunim. Eram tânăr, mă gândeam că să ajung bătrân, să ies la pensie și să mă hodinesc. Dar cam nu e așa. Ce pensie aveți dumneavoastră? 2500. Ai mult, ai puțin? E puțin. Vreau să vă întreb, de unde procurați produse? La magazin. Când ne mai ducem și la piață, fata se duce, dar ne duce și la. Dumneavoastră, soțul, nu? Cu... Dacă n-a să pleci, noi de acolo să cumpăr. Acum cât e acasă, că e duce la Moscova, care e casa. Cât de des veniți la magazin, cât de des faceți cumpărături? Ei, când ne trebuie atunci. Dar ce cumpărați mai des când veniți? Cumpărăm și lăctate, cumpărăm și... Dar întâi plătim o slujile și și ne rămâne de acum noi. Facem așa că să ne ajungă până la ceilalte lume. Și ce vă rămâne, procurați produse. Ce da. Cumpărați când veniți la magazin? Cumpăr și macaroane, grecică, producte. Vă cumpărați pe mai mult timp sau vă cumpărați pentru câteva zile? Cumpărăm câteva zile, că magazinul e aproape, ați văzut. Dar când veniți la magazin, vă uitați la prețul produsului sau vă uitați fi mai ieftin? Ne uităm și mai ieftin și, și dacă luăm ne dă cec. Și... Că unii, dacă au bani, merg la magazin, nu se mai uită la preț. Ei cumpără ceea ce își doresc. Noi. Dumneavoastră vă uitați cât costă, cât... Da, ne uităm cât costă și dacă avem și luăm, dar dacă nu, răbdăm. Dar dacă produsul e mai scump? Nu luăm.
Ați venit vreodată la magazin și ați vrut ceva să cumpărați și n-ați avut posibilitate? Ați înghițit așa în sec și... Ei, au fost de multe ori asta, dar... A răbdat. Cât e de greu pentru un pensionar să trăiască din pensii, să vină la magazin și să vrea să-și cumpere ceva și nu are posibilitate? E greu, dar noi ne-am învățat, răbdăm și să facem. Pe datorii nu șerim niciodată, nu ne îndatorim. Că dacă ne te îndatorești, pe urmă, trebuie să dai înapoi. Da, așa luăm după cât. După posibilități? Da. Dar de ce nu luați pe datorie dacă nu va ajunge? Noi suntem așa că nu vrem să fim datori. Mai răbdăm, dar să nu fim datori. Mai puneți poftă așa? Da, păi noi am apucat și foame. Suntem învățați să răbdăm. Ați trecut prin multe în viață? Da, da. Dar la piață ce vă cumpărați când mergeți? Dacă mergeți mai rar, ce vă cumpărați? Cumpărăm acadea, dacă e toamnă, cumpărăm varză, cumpărăm patlăjele de pus la murat. Mai cumpărăm și brânză, că acum avem oi, înainte avem, dar acum avem. Brânză, lăctate, așa mai alege acolo, care mai ieftin, care aici la magazin n-ai și alege, dar acolo alegi, că altul mai dă și mai ieftin. Și cine merge la piață, scrieți pe o foaie. De ce nevoie? Da, de ce nevoie și nu. Un pachet de frutură. Adă-și o pastă de dinți. 20. O pâine sau două? Una. 70 și 5 lei. Ce faceți acum, doamna Ioana? Fac niște tăiței. Vreți să faceți tăiței ceva, da, de mâncare? Ceva de mâncare. Dar cât de des dumneavoastră vă faceți mâncarea pe care vă doriți dumneavoastră? Facem. Când ne poftă, atunci facem. Aveți posibilitate? Avem, da. Pentru doi facem mai bunișor, că... Și sănătatea trebuie să o păstrați. Sănătatea trebuie păstrat. Cum mâncați, așa este și sănătatea. Da, da. Și înainte mâncați, vă alimentați bine? Înainte avem vași cu lapte, era oi. Mai ușor? Era mai ușor, eram tine. Cosăm, aducem, avem ghite. Câte vași țineați? Am ținut și două, am ținut și trei, și câte una. Nu procurați lactate? Nu, nu cumpărăm. Dar acum dacă am îmbătrânit, gata. Nu mai putem să mai ținem. Dar cine gătește cel mai des? Dumneavoastră sau soțul? Ai, soțul. A să-l întrebați, gătește. El nu gătește, dumneavoastră. Eu, păi, gândiți-vă la nou copchii, trebuie mâncare. Nu așa, dar mult. Dar dumneavoastră gătiți din cei ce vă permite pensia sau și copiii vă trimit de peste hotare, genți? Ei, trimit și când pot, dar nu chiar întotdeauna. Când au putință. Au și familie, au nepoți, au și năcazuri. Credeți că eu am fost acolo când spun că ia că e la Italia și el... Are bani, că euro, dar cum muncește el acolo. Atea cu fata și ea care la trei e un moșneac și o babă și un băiet calic. Și are grijă de toți când vine seara ei.
Dar ce gătiți cel mai des, doamna Ioana? Supă gătim. Pentru bătrâni supă. El cam cu stomacul, mai mult supă vrea. Mai gătim așa. Pregătiți și dimineață și la amiază sau pregătiți dimineață și vă ajunge de... Dacă gazul s-a scunchit, noi facem pe dimineață și avem și seara. Mai facem economie. Gaz. Dar ce mâncați dimineață, de exemplu? Dimineața mâncăm și... Oficiancă de asta fac caș. Caș fac. De tot ce le fac caș. Și câte o can de ceai și două ouă și... Și este în casa omului. Dimineața. La amiază? La amiază fac un sup, un borș. Dar dumneavoastră ce vă place cel mai des să gătiți? Eu gătesc tot șelea și... Ne mai întrebăm și vrei să mai fac. Păi așa fac. Dar când v-a fost mai ușor sau mai greu cu ale mâncării, doamna Ioana? Noi ne-a fost mai ușor când avem iti. Mulgei vaca, repede, mulgei. Când învățătoarea îmi spune, păi copchii matale mănâncă numai lapte, numai și să... S-alintați? Nu că s-alintați, dar să sănătoși. Și a ei nu au fost alintați cu mâncarea, că... El vine de la școală, tăie o fălie de pâine, o înje cu un soare și deasupra zahar și pleca la joacă. Și când fășe mâncare, mâncau de acolo. Dar așa s-a crescut. Pâine era ieftin atunci, era 16 lei pâine, 5 pâine. Și... 16 lei sau ruble? Ruble. Eu am greșit că dacă... 16 lei. Doamna Ioana, știu că mulți pensionari, ca să nu ajungă la zile grele, cumpără produsă mai mult și le pun acolo undeva să stea la zile grele. Dumneavoastră faceți așa sau nu? Spun că după pensii noi. Dacă avem mai dar mult... nu cumpărați, de exemplu, mai multe produse și le puneți da, acolo, da? Să le cumperi, că... Tot proaspăt. Mai gine proaspăt, adică să le pui acolo și... Fac și moli, fac și fluturi. Așa... Când e proaspăt, e proaspăt. Dar acum, odată cu scumpirile astea, se simte și la buzunar? Dar cum nu se simte? Sunt chiar ghini. Dar pensia dumneavoastră vă permite să aveți mereu tot în casă? Și pâine, și sare, și zahăr. Ei, dar și te întreabă că să ajungi sau nu să ajungi. E ca cu nevastă mă întrebați, dar nu te întreabă nimeni. Doamna Ioana, l-am întrebat și pe soțul dumneavoastră, vă întreb și pe dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră, fiind acum la pensie, sunteți fericită? Fericit că am ajuns la anii ăștia și primesc pensii și copchii ni sănătoși toți. Dar pensia vă aduce fericire sau nu? Ei, ne aduce. Și să facem, de-o să luăm mai mult. Ne aduce, trăim așa. Și este. Cum este. Unii ne aduce, unii nu ne aduce, dar da. Trebuie să mulțumim Domnului. Că, da, încă mergem pe picioare și... Avem și atâta, că este o vorbă, că dacă nemulțumitorului Dumnezeu e darul pe da, omul, dar da. Așa noi suntem mulțumiți, și așa, și așa. Și dacă s-a mai mărit, suntem, dacă nu s-a mai mărit, tot așa. Și să facem. Aud ca să mai mărească. Dumneavoastră spuneți că pensia pe care o aveți este o pensie mică.
dar ce pensie v-ați dori dumneavoastră ca să vă ajungă? Ei, păi noi am dori, dar nu e așa cum dorim. Dar dacă ar fi posibilitate? Ei, măcar vă 4-5.000 schi, ți-ar ajunge. Și credeți că ați face față greutăților? Scumpirilor? Tot aia, dacă să nu se mai scunchească. Dar dacă se mai scunchești, tot așa e. Dacă nu s-au mai scunchit tot și ele, așa, scump tot. Dumneavoastră spuneți că ați fost în Italia. Un pensionar acolo în Italia are câteva mii de euro. Cât are el? Alți iau și... E ca Antonio, cât are? Cam inginer, el are 1200 și încă lucrează. Și încă lucrează. Dacă ați avea și dumneavoastră 25.000 de lei pensii, da, ce ați face cu banii? Dar n-ajungem noi să avem. Nu, la noi n-a să ajungem. Mie nu-mi trebuie 25.000. Nu trebuie 25.000. Măcar 5-6.000 să am și eu aș fi mulțumit. Da, el să aibă 6.000, eu 6.000, iată, cât e 12.000. Da, și eu aș fi mulțumit. Cine mai trebuie? Doamna Iona, cum vă simțiți dumneavoastră? Sănătatea? Am spus că ea ca mai... Protezele astea mai chicăm, mai... De una s-a închicat umărul, ni l-am pălit. Așa. Bătrâni. Bătrâni, bătrâneță. Te închedici de o burcă, așa e bătrâneță. Și să facem, dacă așa e? În afară de picioare, nu aveți probleme cu inima, cu altele? Cu inima, eu cu inima. Vă ajung bani din pensie ca să procurați medicamente pentru dumneavoastră, pentru soț? Dacă trebuie, dăm. Cât costă ca să... cu durere, nu pot să stai. Mai în sfârșit, avem noroc de fiici câți buni. Și ne mai ajută ele, acta cu medicamente, cu... mai ajută ele. Dar cât cheltuiți pe lună pentru medicamente? Este și câte 1.000 am cheltuit și mai mult. Acum chiar când el a venit la operație, a fost... Eu și eu am operație la... Și când a venit... ...la unicior și îmi trebuie acum și la aista. Da? Când a venit să-mi țăr rău, acolo la Italia alți doctori, dar aici alți doctori. Sunt acolo. Și la noi doctori buni. Sunt. Dar nu să luau catecă acolo. Și vreau să-i dai, dar nu lua, Doamne, direct. Da, aici e altă. Dar au fost zile, au fost perioade când aveați nevoie de medicamente, de medicamente... Depinde de viața dumneavoastră, da, sănătatea, și n-ați avut posibilitate să vă cumpărați din pensie. Lași tot și cumperi medicamente, că n-ai și faci. Trebuie să cumperi. Adică prioritatea au medicamentele, serviciile comunale și după care, dacă mai rămâne, mai rămâni, mâncare și mai celelalte. Trăim, dacă nu, așa. Așa e drept. Când ultima dată v-ați cumpărat ceva din îmbrăcat, ceva din încălțat din pensia dumneavoastră? Cumpărăm. Nu mai trimite și fetele oleacă. Dar cred că mai mult copiii vă trimit. Da. În ultima dată ați fost cu soțul la o consultație la medic la Raion? Acum chiar eu cât am fost la urgență cu umărul. Și m-am pălit și mi-a sărit umărul. Și m-am dus la urgență dacă a fi rupt. Dar o spus că nu-i rupt, e sărit. Dar așa să mergeți regulat, o dată în lună, o dată la două luni, mergeți la doctor sau nu? Dacă ne doare, ne ducem, dacă nu ne doare. Chiar dacă, și de ne mai doare. Dacă să-mi țin ceva, că, ne ducem, dar dacă nu să-mi țin și să ne ducem. Dar plătiți când mergeți la spital, la consultații, la doctor? La spital, cu COVID-ul nici nu ne ducem, că ne fric. Dar așa când mergeți la consultații la medici, așa, plătiți? Nu plătim. Nu plătim, nu. Nu plătim. La medicul de familie, la noi vine medicul de familie și ne ducem, ne controlează și apoi ne scrie rețetă și luăm medicamente. Dar scumpe acum tare medicamente.
Vreau să vă întreb de cât timp sunteți împreună cu soțul? Păi... Din 59. Sunt peste 60 de ani de când sunteți împreună. Da. E o viață de om. Da. Cât de greu a fost calea asta, viața asta, parcurs împreună? Când mai gine, când mai rău, dar a mers. Domnul Petru. Am muncit cât am putut. De tineri și ne-am întreținut. Am muncit. Am început, am muncit. De la 14 ani. Păi dacă atunci așa era, mântuiei 4 clasă și la lucru. Când tata ne spunea, n-ai și sta acasă, la grădină. Și ne ducem cu săptămâna, ne punem amul pânii mari, coșieș, stăteai mai mult flămânci pe acolo. Doamna Iuna, ce v-a ținut împreună 60 de ani? Ne-a ținut că să crește copii. Păi numai copiii v-a ținut împreună? Da, păi cum? Și așa ne-am gândit că dacă nu el, e greu. Dacă n-aș fi eu, tot e greu. Încă noroc, v-a dat prost Dumnezeu că am trăit până acuși. Am crescut copiii și i-am văzut la casa lor și... Când ziua de astăzi trăiesc un an, doi și dacă nu le plac, divorțează. Noi nu a fost asta, că dacă vrei este mai întors și înapoi acasă, tata, du-te un chei dus. Gata. Eu acasă nu te primesc. Câți ani aveați când v-ați luat? Eu aveam 19, dar el era mai mare. 24. Eu am făcut armat 3 ani și 4 luni. La Ruș. Încă cu Hrușov încă am făcut armat. Am fost un an sub Moscova în sergentscă școală și 2 ani și 4 luni la granița Afganistanului. Între Afganistan și ăsta, Tajikistan. Am fost acolo 2 ani și 4 luni. Domnul Petru, doamna Ioana, acum cu dumneavoastră mai este fiica, una din fiici, dar urmează și ea să plece peste hotare. Da. Vreau să vă întreb, când rămâneți doar voi doi, sunteți fericiți, sunteți bucuroși că încă mai sunteți împreună acum la 80 de ani? Să înțelegi că suntem bucuroși, cum? Cineva din dumneavoastră v-ați gândit că o să vină timpul și ăla, că nimeni nu este veșnic. Cineva din dumneavoastră o să plece și o să rămână celălalt. Să rămâi care e hirându înainte, a-ți duc, care nu rămâne, de acum să aibă copchii atunci grijă de dânsul. Dar vă gândiți, sunt astfel de gânduri? Sunt, ori de dânsul, ori de mine. Ne gândim, a să vii vă unul să aibă grijă de noi. Ar să vii toți, nu unul. În doi viața este alta. Mai da. Bine. Mai vă bine. Ajutați? Da. Când e nevoie... Unii te mai cerți, unii te mai... O vorbă, un sfat... O vorbă, dar în doi e foarte bine. Da. Eu am stat, cât a fost în Italia la operație, am stat 2 ani aproape singur. Tare greu era. Singur trebuie să faci o mâncare, n-avem. Fiica de la Cahorul vine și îmi face mâncare, dar și... Doamna Ioana, domnul Petru, eu vă mulțumesc foarte mult că ne-ați primit în casa dumneavoastră, că ați dorit să împărtășiți cu noi și cu telespectatorii noștri o parte din viața dumneavoastră. Noi suntem foarte fericiți pentru așa ceva. Vă dorim multă, multă sănătate și drept în semn de mulțumire pentru dumneavoastră. Vă mulțumim foarte frumos. Mulțumim din partea postului Jurnal TV și din partea Asociației pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului ASICS, venim cu un mic ajutor pentru dumneavoastră. Vă mulțumim. O sumă de 5.000 de lei. Mulțumim frumos. Asta ar însemna două pensii de ale dumneavoastră primite într-o lună. Da. Asta e pentru dumneavoastră. Poftim! Vă mulțumim, mulțumim foarte frumos! Vreau să vă întreb ce o să faceți cu banii.
cumpărăm lemne de foc. Iarna vine și trebuie. Da. E mult puțin 5.000 de lei. E foarte mult. Foarte, foarte frumos. Pentru noi tare mult. Cum e să trăiești doar din pensie? Ați auzit și dumneavoastră de la soții Petru și Ioana Burlacu din raionul Cahul. Cu voi a fost Adrian Prodan. Ne revedem sâmbata viitoare la aceeași oră. Să aveți o viață liniștită și lipsită de griji. La revedere!